Nu te bă în vestiar la jucători, Pavele! Dane... Nu te dacă te cheamă capitanul de echipă în vestiar! De ce îl cheamă oare capitanul de echipă pe... Da? Pentru ce anume? Nu pot să spun în fața camerilor de la VT. Spune-ne ceva despre meciul de astăzi. Ce pot să spun despre meciul de astăzi? Este un joc care am așteptat de foarte multă vreme. Este un joc care face parte dintr-o altă categorie a jocurilor. S-a văzut. În play-off a fost mai tare. Și dumneavoastră foarte bine. Ambele echipe au început cu un atacant, ceea ce a arătat prudență din partea ambilor. Am fost prima echipă care am schimbat și am trecut în doi atacanți la pauză. Mă bucur în primul rând pentru valoarea jucătorilor mei, care pe lângă faptul că au valoare certă, au înțeles că trebuie să se și înhame la muncă, să și facă efort, să și facă alunecări, să și facă să acopere terenul pe toate dimensiunile lui, să și recupereze, să și aibă colegialitate între ei și să reușim să și marcăm din două faze fixe ceva, ceea ce mă mulțumește. A fost o etapă, a trecut, ne gândim la celelalte etape și mă bucur că tot a fost într-un spirit de fair play, chiar dacă unele lucruri nu reușesc să le înțeleg, care se întâmplă în campionatul ăsta, Ligia 3-a sau... Ce anume, nu... Nu pot să înțeleg cum n-am absolut nimic de reproșat brigăzii de arbitri, dar sunt niște lucruri care totuși nu pot să le înțeleg. Nu vrei să comentez mai mult? Nu comentez absolut nimic, chiar felicit pe toată lumea, felicit adversarii, felicit... Peștilii, felicit arbitrajul, felicit absolut pe toată lumea, felicit echipa din Ineo, echipă bună, echipă organizată. Astăzi probabil că am avut și un dram de noroc mai mult în joc și am reușit să ne apropiem cele 3 puncte. Asta este tot ce contează în această etapă a campionatului, play-off. După cum știi, și celelalte două contracandidate sunt. Nu vreau o singură întrebare. Nu crezi că s-a rupt după cele 3 victorii ale voastre, ale primilor clasate? Nu crezi că s-a rupt definitiv clasamentul play-off și se știe clar deja? Nu. Ce să se știe clar? Care trag și care nu? Nu știu care trag și care nu. Este o competiție care trebuie jucată până la capăt, indiferent că tragi sau că nu tragi. Fiecare joc, mă gândesc că fiecare echipă îl abordează la victorie, indiferent din ce județ face parte. Eu asta o gândesc eu și așa văd eu fotbal. Succes! Mersi, ciao!